Românii pot să primească un voucher pentru porcul de Crăciun. Tot mai multe ferme renunță la creșterea porcilor după ce au ieșit tot mai multe restricții cu privire la pesta porcină. Românii vor primi voucher pentru porcul de Crăciun. El va fi în valoare de 200 de euro dacă această inițiativă va fi aprobată. Mulți fermieri români sunt nevoiți să renunțe la creșterea porcilor din cauza focarilor de pestă porcină. Crescătorii înscriși în registrul agricol care vor renunța la creșterea porcilor ar putea să primească un voucher de 200 de euro pentru achiziția porcului de Crăciun din partea Autorității Naționale Veterinare. Această propunere legislativă este un ajutor mare pentru persoanele în vârstă. Cei mai tineri preferă să aibă activitate separat de fermele cunoscute de toată lumea. Acest proiect este menit să îi ajute și pe fermierii mici, care trebuie să renunțe la creșterea porcilor după restricțiile de infestare cu pestă porcină. Potrivit ultimelor date INS, în țara noastră sunt crescuți, în ferme, dar și în gospodării, peste 3 milioane de porci, în scădere cu aproape 6% față de anul trecut, relatează spynews.ro.